Care sunt cauzele de apariție a cearcănelor, respectiv a pungilor de sub ochi? În mod popular, persoanele asociază adesea apariția cearcănelor cu boala, cu beția, cu lipsa de somn sau cu tristețea. Din fericire, pentru o mare parte dintre noi, cearcănele au doar o viză estetică. Deci prezența lor poate să se datoreze naturii zonei, deci ne-am născut cu niște date anatomice care vor favoriza pe măsură ce trec anii stabilizarea și creșterea în volum și în culoare și în punga cearcănelor, și doar o mică parte dintre noi prezintă cearcăne din cauza unui mod de viață nesănătos sau din cauza unor afecțiuni medicale. Singura problemă și motivul pentru care este bine, dacă observăm ceva deosebit în ultimele luni sau în ultimele săptămâni, este să ne prezentăm la medic, pentru că uneori variațiile de volum în zona pleoapelor poate să însemne o afecțiune de rinichi, poate să însemne o afecțiune de tiroidă sau anumite boli alergice și metabolice. Medicul o să considere dacă forma și problema noastră merită investigații medicale, ne va da un set de analize de făcut și în urma rezultatelor va trage o concluzie și va indica un medicament sau un tratament atunci când situația pacientului impune. În cazul în care pacientul este sănătos, mai există probleme locale, cum le numim noi, care pot favoriza persistența sau apariția cearcănelor. Cele mai frecvente sunt tulburările de microcirculație. Vasele care irigă pleoapa inferioară sunt niște vase subțiri acoperite de o piele foarte subțire. De aceea, culoarea neplăcută, vinețiu maronie, se poate instala de vreme, deși pe restul feței avem același tip de circulație, nu se vede pentru că pielea este mult mai groasă decât pielea pleoapei. Puțină lume știe, de exemplu, că pleoapele sunt de 40 de ori mai subțiri decât spatele aceleiași persoane. În al doilea rând, toate problemele de drenaj limfatic. De exemplu, dacă persoana plânge frecvent, dacă persoana abuzează de alcool, care este vasodilatator, de țigări, care au nicotină și gudroane, sau prezintă inflamații locale, de exemplu, sinuzite, acute sau cronice, probleme stomatologice pe partea de sus a maxilarului, pot să producă accentuarea sau apariția cearcănelor. Ca atare, menținerea unei circulații bune pe zona pleoapelor ne poate asigura o ameliorare a situației cearcănelor. În primul rând, trebuie să avem grijă să avem un drenaj bun, deci nu avem voie să plângem dacă nu vrem cearcăne, nu e bine să fumăm și nu e bine să abuzăm de sare și de alcool. În al doilea rând, trebuie să tratăm în pripă orice infecție în zona respectivă, deci sinuzite, rinite, accese stomatologice și așa mai departe, și este foarte bine să aplicăm produsele cosmetice în sensul de drenaj limfatic, deci din afară înăuntru, înspre canalul lacrimal, pentru că atunci vom asigura o eliminare mai corectă a deșeurilor metabolice. Și în cazul pungilor de sub ochi se aplică același lucru, cam aceleași cauze? Din punct de vedere medical, cearcănele se împart în trei mari categorii. Cearcăne de culoare, deci atunci când vedem doar o zonă vânătă în pleoapa inferioară, în general, aceste cearcăne de culoare se tratează cu produse de drenaj limfatic și cu flavonoide, cu vitamina C, sunt și produse farmaceutice și produse cosmetice. Dacă totuși culoarea s-a stabilizat, nu mai rămâne decât laserul. Există lasere speciale care au aplicații pentru tipul acela de hemosiderină. În general sunt lasere vasculare și o aplicație din aceasta va curăța zona în timp,
Deci nu este ca o pată pigmentară sau ca o pată de soare în care o aplicație laser asigură dispariția petei în maxim 7-10 zile, 2 săptămâni, ci uneori curățarea zonei după laserul vascular poate să dureze și 2 luni. În al doilea rând, din punct de vedere medical, există așa numitele cearcăne conformaționale sau popular găvane mari, în care persoana are o orbită mare cu o margine ascuțită și pe măsură ce trec anii, din cauza gravitației, planurile din pomeți coboară, trag de pielea de pe marginea orbitei și aceasta se arată în toată dimensiunea ei anatomică. Aceste cearcăne sunt cele mai sănătoase în ghilimele, în sensul că ele nu reflectă nimic decât o dispoziție anatomică, așa cum unii au ochii căprui și unii au ochii albaștri, alții au o conformație care îi va duce la cearcăne de vreme, alții vor avea cearcăne mai târziu. Metoda de corecție cea mai bună și cea mai rapidă este injectarea de acid hialuronic. Produsul destinat cearcănelor este un produs extrem de nou, a fost lansat în toamna anului trecut și reprezintă o combinație între mai multe tipuri de acizi hialuronici, vitamine, aminoacizi și minerale care să stimuleze zona respectivă să producă și colagen propriu. Astfel încât, spre deosebire de injectările din anii trecuți, care se făceau cu acid hialuronic simplu, motiv pentru care, dacă acela era prea moale, avea o durată prea scurtă în timp, sau dacă acela era prea rigid, risca să se vadă, deci ca efectul estetic să nu fie cel pe care îl așteaptă pacientul, produsul cel nou întrunește toate calitățile pentru o rezolvare rapidă și extrem de estetică a problemei cearcănelor. Și nu în ultimul rând, din punct de vedere medical, avem pungile sub ochi. Pungile sub ochi pentru noi sunt încadrate greșit la cearcăne și ne referim la ele numai pentru că lumea le asociază și popular întrebările sunt foarte frecvente. Pungile sub ochi apar ca o acumulare de limfă care încetul cu încetul se fibrozează, devine dură și după aceea proliferează adipocite, deci se umplu cu grăsime. Timpul acesta poate să fie în câțiva ani sau în câțiva zeci de ani. Deci rare ori ne trezim peste noapte cu pungi sub ochi. De regulă apar și dispar, mai ușor când plângem, când mâncăm foarte sărat sau când suntem foarte obosiți, după care treptat apar din ce în ce mai ușor și dispar din ce în ce mai greu sau chiar deloc. Pungile sub ochi sunt primele, dacă apar brusc, care trebuie să ne trimită la medic, pentru că ele pot însemna boli renale sau boli metabolice. Există niște angioedeme, deci niște edeme alergice ereditare, care iarăși trebuie să ne trimită repede la medic. În rest, dacă sunt datorate unei circulații proaste, sunt vechi și stabile. Stabil înseamnă că nu au mai crescut în volum vreme de 3-4 luni. Prima indicație este blefaroplastia. Blefaroplastia este o operație, se efectuează de către medicul estetician și reprezintă o evacuare mecanică a pungii. Deci pur și simplu se elimină chirurgical, așa cum eliminăm chirurgical alunițe sau altceva care nu ne place, în momentul în care ne-am hotărât pentru operația respectivă. Persoanele care nu doresc să se opereze, din rațiuni de frică, de finanțe, de timp, pentru că după operație sunt câteva săptămâni în care se vede că am făcut o astfel de intervenție, pot beneficia de camuflarea lor. Există camuflare, fie cu acid hialuronic, așa cum este cel pentru cearcăne, dacă punga este mică și pielea este subțire, și există camuflare cu acid hialuronic mai gros, ca pentru pomeți, dacă nu este vorba atât de o pungă propriu-zisă, cât de o dezvelire a ei prin pierderea de grăsime naturală din pomeți. Grăsimea naturală din pomeți se poate pierde fie în urma unor variații majore în dietă și implicit în greutatea corporală,
motiv pentru care persoanele care au această tendință sunt sfătuite să nu aibă variații majore de greutate. Deci este bine ca, dacă slăbesc, să slăbească treptat, dacă se îngrașe, să se îngrașe treptat. În al doilea rând, sunt favorizate foarte mult de gravitație. Deci dacă avem o conformație cu fața mică, cu oasele înguste, gravitația va face ca padul de grăsime naturală să coboare înainte de o persoană cu față lată și cu oase late, și atunci o să se vadă mult mai inestetic înainte de vârsta biologică. Operația rezolvă problema pe viață? Sau după anumită vreme poți face din nou? În medicină nu poți să spui niciodată pe viață. Și nu poți să spui niciodată 100% sau perfect. Poți însă, spre deosebire de variantele injectabile, în care rare ori ai rezultate mai mult de un an, deci de regulă, dacă apelăm la camuflări și la acidul hialuronic, peste un an va trebui să-l suplimentăm din nou. O operație, dacă avem o stare de bună sănătate, ne poate asigura rezultate pentru 10-15 ani. Ca atare, medical vorbind, este o variantă mult mai economică. Una este să faci o operație la 10-15 ani, alta este să te injectezi anual. Problema cu pacienții care refuză indicația chirurgicală chiar atunci când o au este faptul că de multe ori oamenii asociază cu accidente și cu probleme și atunci, fiind vorba de față, au o prudență deosebită. Sunt mult mai multe cereri pentru operații pe zone mai mari și mai extinse, dar care sunt acoperite și atunci oamenilor nu le e teamă de ele. În al doilea rând, asociază zona ochilor cu riscul. Adică multă lume nu știe că, de fapt, medicul chirurg estetician va lucra pe piele. Nu are nicio legătură cu ochii persoanei respective și nu s-a întâmplat niciodată nimic din punctul acesta de vedere. Toate accidentele au fost legate de pleoapa propriu-zisă. Și în al treilea rând, pentru că, în general, încă pentru români, o operație estetică este o operație, așa zis, de frumusețe, de fiță, ceva care nu este imperios necesar. Și multă lume nu dorește ca anturajul lor să știe că apelează la astfel de corecții. E foarte greu să te ascunzi în casă vreme de 2-3 săptămâni.